Lucrările la noua unitate de primiri urgențe a Spitalului Județean din Galați au intrat în ultima etapă de implementare, lucrările urmând a fi finalizate până în luna iunie. În paralel cu ultimele lucrări pe partea de construcție, specialiștii lucrează în aceste zile la montarea și calibrarea computerului tomograf destinat pacienților care vor ajunge în noua secție UPU. Computerul tomograf este dotat cu diverse softuri pentru evidențierea nodulilor pulmonari, a vaselor de sânge sau pentru optimizarea dozelor de iradiere. În spatele meu este un computer tomograf performant, un computer tomograf care va oferi posibilitatea și va scurta practic timpii pentru ca pacientul să nu mai ajungă în spital, să ajungă la CT-ul spitalului și toate investigațiile să fie făcute aici, în unitatea de primiri urgență. Asta este scopul și asta ne-am dorit, ca pacientul în momentul în care intră în unitatea de primiri urgență să beneficieze de toate investigațiile aici, în unitatea de primiri urgențe, să nu trebuiască să mai fie dus prin spital. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Galați este extinsă, modernizată și dotată cu aparatură medicală în cadrul unei investiții cu fonduri europene. Printr-un proiect cu finanțare europeană pe care Consiliul Județean Galați l-a accesat pe programul operațional regional pe AXA 4, am reușit să obținem finanțare de 1.500.000 de euro pentru a putea extinde partea de unitate de primiri urgențe de la 700 la 1400 de metri. Practic s-a dublat capacitatea unității de primiri urgențe și în afară de extinderea capacității și suprafeței unității de primiri urgențe, această parte sau această unitate de primiri urgențe va fi dotată și cu aparatură medicală, începând de la injectomate, tărgi, mese, scaune cu rotile, inclusiv aparatură de investigație și aparatură de imagistică. Zilnic, prin secția UPU a Spitalului Județean din Galați, trec în jur de 300-400 de pacienți.